Nu, numai asta e. Ne lăsați? Vedeți că dacă ne împiedicăm și eu la greutatea mea... Mulțumim! Păi de unde să știu eu când de pe aici intru? Sunt profet? Da, Radu Pricop, iată, a ajuns în acest moment la Direcția Națională Anticorupție și va fi audiat acolo. Așadar, Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, știm că a fost pus în trecut sub control judiciar și are interdicție să părăsească țara. Această măsură a fost luată pe 3 aprilie. El este urmărit penal pentru complicitate la șantaj în dosarul în care Sergiu Lucinski este acuzat că a constrâns un om de afaceri să-i dea 4 milioane de euro. Mădălina Păinaru urmărește ce se întâmplă acolo. Bună dimineața, Mădălina! Să înțelegem că în acest dosar au loc audierile de astăzi? În zone judiciare, așa spuneau, avocații, adică avocatul lui Radu Pricop nu a vrut să facă niciun fel de precizare referitoare la prezența clientului său la DNA. Întrebat dacă putem vorbi de acuzații noi, având în vedere că prezența lui Pricop la DNA se face în fața unei citații venite din partea anchetatorilor, însă acesta, mai în glumă, mai în serios, a spus că nu are deocamdată cunoștință până când Radu Pricop nu va lua direct contact cu procurorii DNA. Dacă ar fi să facem referire strict la dosarul în care este cercetat pentru șantaj fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinski, trebuie spus că Radu Pricop este suspectat de complicitate la șantaj. Au fost mult timp în urmă aduse la cunoștință aceste învinuiri odată cu declanșarea urmăririi penale. Vom vedea însă cum vor decurge lucrurile la DNA astăzi. Poate după întâlnirea cu procurorii, ginerele fostului președinte Traian Băsescu va face câteva lămuriri publice. Mulțumesc foarte mult, Mădălina. Este la telefon și Liliana Năsase, senior editor pe ONU TV. Bună dimineața, Lili. Bună Aș vrea dimineața. Să, înainte să ți adresez prima întrebare, să citesc trei rânduri din referatul procurorilor. Inculpatul Pricop Radu Petru, auzat de calitate de avocat în săvârșirea faptei reținute în sarcina sa, rezultând că, deși inițial a oferit personal inculpatului Lucinski Sergiu consultanță juridică, conținând elemente contrare legii, ulterior, pentru a masca participația la săvârșirea infracțiunii, a procedat la interpunerea în relația cu inculpatul Lucinski Sergiu altor persoane pentru a disipa eventuala răspundere penală, transmițând prin intermediul acestora lui Lucinski Sergiu informațiile necesare obținerii sumei de bani necuvenite. Bun, este o nouă audiere în această dimineață a lui Radu Pricop. Înțeleg că a venit și o citație pe numele acestuia. Ce să înțelegem? Că au apărut date noi, că va fi extinsă cercetarea, i s-ar putea schimba măsura preventivă, mă refer la controlul judiciar, care este valabil până pe 3 iunie, din câte înțeleg. Nu cred că este vorba despre schimbarea măsurilor preventive, cred că este vorba despre extinderea cercetărilor penale, având în vedere că în cursul zilei de ieri la DNA s-a prezentat și Sergiu Lucinski, căruia i s-a adus la cunoștință faptul că în ceea ce privește s-au extins cercetările penale, fapt pentru care cred că și în cazul lui Radu Pricop s-a întâmplat acest lucru, având în vedere că datele legate de presupusele infracțiuni pentru care a fost pus sub acuzare au fost deja aduse la cunoștință și, așa cum spuneai mai devreme, se află deja sub puterea unei măsuri preventive. Mulțumesc foarte mult, Liliana Stase, pentru această intervenție. Vom vedea la sfârșitul acestei audieri ce se va întâmpla mai departe. Cert este că Radu Pricop, iată, a ajuns împreună cu avocatul său la Direcția Națională Anticorupție. Vom reveni cu siguranță la acest subiect. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem și cu alte subiecte.